Astăzi aș vrea să discutăm câteva cuvinte. Pentru început, la început de an, despre ceva interesant. Haide să-i spunem o poveste mai interesantă de viață. Poate, sau poate nu, cine știe. Ar fi în felul următor, ca și poveste de viață. Nu știu dacă știți povestea scrisă de Ion Creangă. E cea mai porcoasă poveste scrisă de Ion Creangă. E, dar ce faci când combini povestea Pulii cu forțele gravitaționale și cu ceea ce se cheamă, haide să-i spunem, formula lui Newton. Știți că Newton a descoperit că, hai să-i spunem, când stătea sub un măr, ca tândală, i-a picat un măr în cap. Și a stat el și s-a gândit că dacă o forță îi aruncă mărul în cap, este masa ori masa ori, haideți, spuneți. Așa. Bun. Și acum o poveste cam cu povestea lui Ion Creangă. Ar fi în felul următor. Și stăteam întins în pat cu pola sculată când dintr-o dată de pe acoperișul casei s-a înfipt o pizdă direct în ea și mi-a făcut un copil, uite așa. Și s-a numit soția mea. Cam așa e și povestea Pulii Moderne a lui Tândală, care așteaptă o nevastă. Dacă nu, țipă noapte de noapte că n-a primit nevastă.